Polițiștii prahoveni au stabilit circumstanțele în care a fost comisă crima de ieri dimineață care a îngrozit Ploieștiul. Femeia de 31 de ani era deja înjunghiată când a fugit pe strada Eremia Grigorescu. Totul s-a întâmplat după o scurtă ceartă. Din datele puse la dispoziție de către autor, rezultă că discuțiile au degenerat într-o stare conflictuală, el într-o stare de nervozitate extremă, folosind un cuțit care l-a avut în mașină, i-a aplicat mai multe lovituri, dânsa se afla pe bancheta din spatea mașinii, a reușit să scape victima, a fugit o distanță pe stradă, după care a fost prinsă și atacată din nou cu cuțitul. Agresorul a fost ridicat de polițiști de la domiciliul său și a recunoscut fapta. În zona de sud a orașului a acroșat câteva autoturisme, împrejurare în care chiar a fost observată către un martor și ne-a fost la dispoziție datele. Situație care a trebuit reglementată de către colegii de la rutieră. A fost găsit la domiciliu. A fost găsit cuțitul. În mașina respectivă existau mai multe pete de culoare brun roșcat cu aspect de sânge. S-a efectuat cercetarea criminalistică. A recunoscut? A recunoscut comiterea faptei, chiar pentru el se pare că a fost o descărcare. Crima a fost comisă pe fondul geloziei. Din datele stabilite de noi, între ei existau mai multe discuții legate de o situație de infidelitate. Deci femeia respectivă era bănuită de el că este infidelă. Bărbatul este cercetat penal pentru omor.